Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ai folosit vreodată inteligența artificială? Niciodată. Nici măcar așa de curiozitate? Nu. Nici ChatGPT? Te referi la astea, adică la asta zici? Da. Nu. La ChatGPT nu ți-ai instalat, n-ai avut nicio curiozitate? Nu. Eu sunt de modă vechi. Să-i ceri o rețetă? Nu, nimic. Uite, i-am cerut o rețetă în weekend. Nu vreau să am dat face cu ăștia. I-am cerut o rețetă în weekend și mi-a găsit cea mai bună variantă. Înțelegi? Da, dacă i-am cerut să-mi facă playlist-uri. E că eu n-am reușit să mă adaptez nici la Siri, știi? Siri care e la iPhone. Și Alexa din partea cealaltă. Și Alexa la Google, asistentul, nu? Sau ceva? Care te ajută să găsești lucruri. Tot un fel de inteligență artificială, dar mai basic. Să știi că inteligența artificială poate fi foarte umană în unele cazuri și am găsit o știre care vine din Olanda. Când spun umană, adică înțelege greșit ce observă pe baza unor greșeli. Face o opinie greșită vis-a-vis de ceea ce vede folosind camerele de pe autostradă, de exemplu. Uite, în Olanda, un șofer care se scrăpina în cap a fost amendat cu 380 de euro după ce un program de inteligență artificială care monitoriza traficul a interpretat gestul ca vorbit la telefon. Și vorbitul la telefon nu e permis în timpul condusului. Mamă, și așa mare amenda, 380 de euro la ea? Păi acum ai aflat? Frățioare! Nu mă așteptam să ia atât de mult. Adică la noi nu știu câte... Cred că e cea mai mică amendă posibilă pentru vorbit la telefon. A, nu știu că nu... Aia, două puncte sau ceva. Și oricum... E mai mult o legendă, adică n-am prea auzit de oameni. Deși se vorbește în neștirea la tele. Adică dacă ridici capul în timp ce conduci... Cum adică dacă ridici capul? Că ar trebui să te ridici, ar trebui să fie ridicat. Păi nu, că tu ești pe telefon, dar zic. Dacă ridici capul în telefon. Dacă, da, exact. Și te uiți stânga-dreapta, vezi că sunt mai mulți care sunt tot pe telefon. Da. Știi? Sau aia care merg doia mașina într-o rână așa... Ușor și te uiți, mă, ce avea și omul e pe telefon, n-are nicio treabă. Și cu toate astea, există o legislație în sensul ăsta și aparent ar exista niște amenzi. Dar eu n-am auzit, încă o dată spun, tu ai auzit de cineva amendat pentru că vorbea la telefon? Da. Serios? Inclusiv în București, da. Cum l-a prins? Păi l-a văzut în intersecție, că nu, la un dat nu mai realizezi că ești captivat de telefon și ajungi lângă poliție fără să-ți dai seama. A, poate așa, la modul ăsta, adică da. Să fii tu dar nu pe camera, adică nu mă așteptam să fie atât de puternic și să vadă atât de bine, deși acum mulți ani în Spania, când mai plecam în vacanțe, obișnuiam să mă strâm la camerele alea de, știi, de radar. Până mi-am dat seama că zic, băi, poate că una din camerele alea nu înregistrează doar viteza. Adică nu e construită doar ca să... Deci ci să și înregistreze imagini. Așa, papuaș, erai că mergeai și te făceai mescambe pe la camerele alea. Da, mă, era vacanță, serios acum, adică... Nu înțeleg ce vrei să spui prin papuaș. Vezi niște camere de la vedere pe marginea drumului. Bine, că eram mai de situația noastră cu niște ani mulți când făceai tu lucrurile astea. Și tu simți nevoia să te strâmbi la ele. E, uite, am anticipat chestia asta. Ne-a scris cineva, Florin, cred. Zice, am pățit și eu în Olanda, 389 de euro. M-am văzut că eram cu telefonul. Vin și poze acasă. Asta acum o lună și jumătate anul ăsta. Hai că-ți dăm știrea, Florin. Poate chiar tu erai în fotografia respectivă și nu ne-am prins. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.